Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilință recunosc și mărturisesc că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii tale dumnezeiești. Deci astăzi, că este luni și începutul săptămânii, mă rog cu umilință îndurării tale celui mare, iartă-mi păcatele cele de voi și fără de voi și mi-ajută să pun început bun și să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la sfânta ta răstignire. O, Doamne, astăzi îți dau sufletul și trupul meu și voința mea, rugându-te să fie voia ta cu mine, după bună plăcere ta. Pedepsește-mă, Doamne, după îndurarea ta, în această lume, iar nu în cealaltă viață. Și iartă pe cei vii și pe cei răposați, pentru rugăciunile sfintei tale biserici și pe toți nevrednicii de mărirea ta în rai. La aceasta pun mijlocitor pe sfinții tăi îngeri către care zic, o cereștilor ajutători și păzitorii oamenilor, vouă mă închin și vă mulțumesc pentru ajutorul și conducerea ce ne-o dați în toate zilele nouă, nevrednicilor și păcătoșilor. Scutiți-mă de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, ca să nu mai păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu. Învredniciți-mă să vă văd la moarte, stând în jurul meu să duceți sufletul meu în cer, ca să se închine măririi feței lui Dumnezeu, iar vouă să vă mulțumesc acolo pentru purtarea de grijă ce ați avut pentru mine și pentru binele vostru să-l spun cu glas neîncetat în veci.